Bună dimineața! Astăzi voi încerca să țin o dietă românească, 100%, să încerc să mănânc numai mâncăruri românești, care se mănâncă în perioada asta a anului. Suntem în ianuarie și o să vă iau cu mine toată ziua să vă arăt absolut toate mesele și bineînțeles să mâncăm foarte multă carne de porc, pentru că asta mănâncă românii. Carne de porc este preferata lor și a mea îmi place cel mai mult să mănânc carne de porc, însă voi încerca să fiu într-un deficit caloric și să slăbesc, da? practic să fiu la dietă și să încercăm o dietă românească. Aici avem cafeluță, am pregătit aici, nu este Nutella, dar mi-aș fi dorit să fie Nutella, dar din păcate nu mai mâncăm Nutella, trebuie să mai slumim câteva kilograme, pentru că a început anul și pentru că am mâncat foarte mult de sărbători, o să începem ziua cu o din asta naturală Jacobs, o să punem niște miere de rapiță pentru că este foarte bună, foarte sănătoasă și în caz că nu știați vreau să vă spun că românii produc o miere foarte, foarte calitativă, da? Exportăm foarte multă miere, prețul mierei însă este foarte ieftin la noi în țară și din păcate consumăm foarte puțină miere. Pe cap de locuitor în Europa cel puțin suntem pe la coada clasamentului și este păcat pentru că este un produs foarte, foarte bun, da? Și chiar este păcat că prețul este atât de mic și calitatea este atât de bună și noi românii nu consumăm. Îmi aduc aminte că bunicul meu consuma foarte multă miere, adică consuma în fiecare zi, o consuma foarte multă, o linguriță, două, dar consuma regulat. Așa că dacă doriți să comandați și voi niște produse apicole, puteți să intrați pe www.miretv.ro și beneficiați acolo de o reducere de 10% la orice comandă. Da? Este timpul pentru micul dejun și am pregătit aici ceva românesc. Avem niște cărnați, adică avem un cărnat și două bucățele de carne de porc. Da? Sunt prăjiți, cărnații și carnea dar sunt foarte gustoase, nu știu, mie carnea asta de porc îmi place foarte mult, mai ales asta care e prăjită așa în are mai multe calorii, însă este foarte, foarte gustoasă și carnea de porc este cea mai populară în rândul românilor, așa că se potrivește la fix pentru meniul acesta de dietă românească. Lângă avem niște șorici, șoriciul la fel are foarte multe calorii, are în jur de 550 de calorii pe 100 grame, dar vreau doar să vă arăt ce scrie pe etichetă. Am luat șoriciul de la Carrefour, Ia uitați, 186 de calorii pe 100 de grame, vedeți cât de mult poate să mintă etichetele? Așa că aveți foarte mare grijă, uh, șoricioare, mult mai multe calorii de atât, însă este foarte bun pentru că are foarte multe proteine. Aici 19,6, scrie și 11,6 de grăsimi și restul până la 100%, unde sunt? <laughs> restul până la 100 de grame unde sunt fraților. Deci eticheta asta n-are nicio treabă. nicio treabă. În schimb, este un șoriș foarte bun, exceptând eticheta care nu este bună deloc, da? Este luat din Carrefour, v zis, și este foarte ieftin. Adică, foarte ieftin. E acceptabil. 10,48 262 de grame. Mi-am pus aici, nu știu, nici 50 de grame, nu mi-am pus. După cum spuneam, șuriciu are 550 de calorii pe 100 de grame, dintre care 65 de grame sunt de proteine și 35 de grăsimi. Are foarte multă proteină, da? 65% proteină are șoriciul pentru că are foarte mult colagen. Colagenul este o proteină care este cea mai răspândită în corp, ne ajută foarte mult la elasticitatea pielii, la articulații, pentru cei care au probleme de articulații și la întărirea sistemului osos. Iar aici avem telemea, pentru că la fel telemea este cea mai răspândită brânză în țară și bineînțeles două ouă. Unul nu am putut să-l scot, s-a lipit pentru că nu am pus absolut deloc ulei în tigaie. N-am vrut să mai adaug grăsim pentru că deja masa asta este plină de grăsim și de proteină. Lângă avem un colț de pâine ăsta proaspăt, de la fel pitar, pâine intermediară, iar la desert o să am două mere. Vă tuturor poftă bună și ne vedem mai încolo cu următoarea masă. Este timpul să plecăm la sala cu murșilor și o să-mi iau suplimentele mele, singurele suplimente pe care le folosesc, pe care le-am folosit și în perioada în care am slăbit și am făcut singura transformare de 50 de kilograme live. Dacă n-ați văzut clipurile acelea, puteți să le vedeți, sunt aici pe canalul meu. Aici avem niște păstură, ia uitați cât mi-am pus. Avem păstură din asta, e foarte bună pentru ficat și pentru cei care fumează și consumă alcool și bineînțeles și pentru sportivi. Și aici avem un litru de suc de cătină. Am terminat și sticla asta de pulpă de cătină, concentratul nostru, am pus minerală și o să iau cu mine la sală pentru că este extraordinar, de foarte multă energie. Cătina este cel mai bogat fruct în vitamina C din lume. Ia uite ce mănâncă ei bobițe. Așa mai, bravo. Bravo fetițo, bravo. Bravo! I-am aruncat și un rost acolo mână de bobițe. Super! Am venit de la sala urșii mei și este timpul pentru următoarea masă. Avem aici 9 sarmale, dar sunt foarte mici. După cum puteți vedea, această farfurie este mică. Avem 3 felii de pâine. O să mâncăm și cu niște ardei din ăsta iute în oțet. Haideți să ne punem. Și lângă avem prăjitură cu mere, plăcintă cu mere, da? Făcută tot de maica mea foarte bună și plăcinta cu mere. Dacă nu v-au făcut bunicii, părinții, nu știu ce să zic, dar eu cred că toată lumea a mâncat, toți românii au mâncat plăcintă cu mere. Și sarmale, bineînțeles, care sunt o mâncare tradițională deja, deși această mâncare este dată de la turci. De generații întregi se fac sarmale de sărbători și sunt foarte, foarte bune. Bine, acum au trecut puțin sărbătorile, dar uh, au mai rămas niște sarmale și am zis să mănânc. Au trecut foarte multe ore de când am mâncat. Am mâncat dimineața la ora 9 și acum este ora 4 după masă. Da? Mâncarea asta românească este destul de grea. Nu este foarte voluminoasă, să zici că mănânci foarte, foarte mult, dar are foarte multe calorii și de aceea, te și ține foarte mult, da? este bogată în grăsime, are foarte multe calorii, este foarte bogată în proteine, de fapt în proteine și grăsimi. Sursa de carbohidrați este pâinea, este în lipsita pâine sau mămăligă, eu nu am mămăligă acum, mănânc cu pâine. și pentru că este o dietă destul de grasă și destul de bogată în calorii, trebuie să avem grijă foarte mare la cantități sau să facem foarte multă mișcare pentru că bunicii noștri făceau foarte multă mișcare, se duceau toată ziua la câmp și munceau și de aceea nici nu se îngrășau. În ziua de azi oamenii nu mai muncesc așa mult fizic și de aceea este foarte important dacă vrei să mănânci românește, dacă vrei să mănânci mai gras, trebuie să ai foarte mare grijă la cantități și să faci și sport, să te duci o oră, două ore pe zi să te miști, să faci ceva, să nu stai toată ziua în casă. Vă urez poftă bună tuturor, mă bag să mănânc și ne vedem mai încolo să vedem ce mai mâncăm. S-a făcut ora 10 seara și asta este ultima masă pe care o am pe ziua de astăzi. Iar și au trecut foarte multe ore pentru că nu mi-a fost foame, sarmalele m-au ținut foarte, foarte bine. Mâncarea românească este destul de bogată în grăsimi și în proteine și are o sațietate foarte mare, după cum vă spuneam. Iar pentru masa din seara asta probabil că avem cele mai puține calorii. Însă cel mai mare volum pentru că am folosit niște cartofi fierți pe care i-am făcut după aia țărănește. Am pus o ceapă în tigaie și i-am tras așa la tigaie cu ceapă. Iar cartoful are foarte puține calorii, are 87 de calorii. Avem aici 200 grame de cartofi. Avem uh, cărniță de porc de care am mâncat și dimineață. Asta văd că este destul de slabă, n-am mai pus cărnat pentru că mi-a plăcut de mult. Îmi place mai mult carnea asta. Și lângă am pus foarte multe murături pentru că astăzi nu prea am mâncat... Uh, Legume, fiind ianuarie nu prea sunt legume proaspete și uh, îmi place să mănânc murături și cred că oricărei români îi place să mănânce murături, noi suntem uh, obișnuiți să murăm absolut orice până când și pepenii i-am băgat la murat. Cartofii ăștia țărânești la fel, mi se pare că sunt, uh, un, că sunt o mâncare care face parte din meniul românului în fiecare zi, pentru că noi, ca români, mâncăm foarte mulți cartofi. Mie mi îmi plac foarte mult, ce puțin mie aș putea să mănânc cartofi în fiecare zi cu carne. Și carnea de porc, bineînțeles, <gântări> este recunoscută cea mai bună legumă a românului. Așadar, încheiem ziua de astăzi cu cea mai mare masă, tot așa o masă românească, mai puține calorii decât mesele pe care le-am avut astăzi. În concluzie, dieta românească funcționează atâta timp cât ești într-un deficit caloric și nu numai dieta asta, absolut orice dietă, puteți să mâncați absolut orice vreți voi, Important este să fiți într-un deficit caloric ca să slăbiți. Am avut destul de multe calorii astăzi, nu știu exact câte, dar eu sunt și o persoană destul de grea, am peste 100 de kg și am făcut și sport astăzi. Plus de asta sunt la început anului și nu vreau să fac un crash diet, să mănânc foarte puțin. Trebuie să scădem undeva la 10-20% din numărul de calorii când începem o dietă să ne menținem cu un deficit mic și în momentul în care mai putem să slăbim, să mai reducem numărul de calorii. Dacă v-a plăcut și acest clip, uitați, să dați un like și un comentariu și să vă abonați, ca să știu și eu și să mai continui această serie, să mai filmez uh, idei de mese pentru voi. Și bineînțeles, dacă vreți să susțineți acest canal și pe mine și sănătatea voastră, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu de cea mai bună mire românească și nu numai, vedeți că avem acolo și siropuri, o grămadă de lucruri, păstură, polen, faguri, unele sunt la reducere, iar uh, suplimentar, vă -ți beneficia de încă 10% la orice comandă. Vă urez poftă bună și somn ușor.